Creștinii ortodoxi cinstesc astăzi Izvorul Tămăduirii, sărbătoare înscrisă în calendar în fiecare an în vinerea de după Paște. Este un praznic închinat Maicii Domnului, menit să arate rolul Fecioarei Maria în lucrarea mântuirii oamenilor. Creștinii ortodoxi vin în această zi la biserică pentru a lua parte la slujba de sfințire a apei, cunoscută și sub numele de Aghiasma Mică. Izvorul Tămăduirii este izvorul din care curge apa vieții, amintind de un orb care și-a recăpătat vederea după ce și-a udat fața cu apa unui izvor dintr-o pădure din apropierea Constantinopolului. Biserica, zidită din ordin împărătesc pe locul unde era situat acel izvor, a primit hramul Izvorul Tămăduirii. Biserica Roșu poartă acest hram sfânt. În aceste zile, în vinerea din săptămâna luminată, bucuria învierii lui Hristos este completată de bucuria zilei hramului acestei biserici de la Roșu, comuna Chiajna, când toți enoriașii și cei care știu despre această sărbătoare vin de la casele lor și foarte de departe unii, ca să sărbătorească împreună cu noi această zi minunată. Se spune în popor că în această zi apele sunt mai zgomotoase și mai zbuciumate. De aceea, zgomotul apei îi ajută pe fântânar să găsească mai ușor o sursă de apă. Femeile nu trebuie să spele, să calce sau să croiască îmbrăcăminte, pentru că se spune că lucrul făcut în ziua sfântă nu va fi de folos și nu va fi terminat niciodată. Potrivit credinței populare, cei care vor să știe dacă mai au mult sau puțin de trăit, trebuie să așeze o cană de lut sub un nuc sau sub soc. Dacă a doua zi vor găsi pământ pe fundul cănii, vor ști că sfârșitul e aproape. Tot în această zi, gospodarii aruncă apă sfințită peste vite, pentru a se păstra sănătoase și bune de muncă, dar și asupra câmpurilor cultivate, livezilor și grădinilor, pentru rod bogat. Totodată, oamenii cred că Aghiasma Mică protejează recoltele de distrugerile provocate de grindină.